Au fost și momente amuzante în Parlamentul României, la dezbaterile, la teatrul dezbaterilor pe legea bugetului. La un moment dat, Ludovic Orban a avut un schimb de replici interesant cu un deputat PSD despre poziția 69. Despre asta s-a vorbit în Parlamentul României și. Chiar n-aș avea o problemă cu astfel de discuții în Parlamentul României dacă, pe lângă discuții despre poziția 69 oamenii ăștia chiar ar rezolva probleme reale ale societății. Dacă ar avea un plan coerent. Să vorbească despre poziția 69 de dimineața până seara. Dacă în același timp rezolvă și problemele sistemice cu care se confruntă țara asta. Hai să vedem momentul acesta cu Ludovic Orban și Marius Mina în Parlament. Poziția 69. De la poziția 69, da? Nu am vrut să vă spun, dacă insistați, 69, da. Păi 69 e. Da. N-ați vrut să pronunțați 69? Eu nu, dacă dumneavoastră... Supun amendamentul. Votați, vă rog. Ha, 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 Pozitia 69 în <laughs> Parlamentul României. 128 de voturi pentru, 193 de voturi contra. Amendamentul a fost respins, vă rog. Cunoașteți poziție. Cunoașteți poziția. De fapt, nu știu dacă o cunoașteți. Și aplauze, da? Aplauze pentru poziția 69 în Parlamentul României. Aplauze pentru gluma aceasta. Vai, ce moment! în Parlamentul României, cu poziția 69. Ludovic Orban, foarte mândru de el că a primit aplauze, a stănit râsete cu poziția 69. Asta e poziția poate pe care și-a imagina el în relația cu guvernul în acest moment, poziția 69. În realitate, Parlamentul României a ales poziția preș în fața guvernului României. Aceasta a fost poziția preferată a parlamentarilor care ne reprezintă pe noi: Preș în fața guvernului, nu 69, nu orice altă poziție. Poziția Preș. Aceasta este poziția preferată de parlamentari în 2021.